Bună! După cum ați văzut, am scos hârtiile acestea din jurnalul de artă pentru că vreau să fac ceva neapărat de Paște, cât și mai spre primăvară așa. Mi-am luat cu mine și florile acestea pe care le-am luat de la Jumbo. Acum sunt curioasă cum vor fi chestiile astea de folosit. Eu am și pistolul de lipit la mine. Și pe lângă ele mai am toate aceste șervețele pe care vreau să le folosesc cu tehnica șervețelului. Sunt destul de diferite. Pe unele dintre ele le-am mai și decupat cu alte ocazii, așa că mai am câteva tăieturi din ele, dar o să văd ce pot să fac cu ele. Sunt foarte drăguțe șervețelele acestea. Am putea face chiar ceva doar de Paște. După cum vedeți, am luat și șervețele între și cele pe care le-am avut tăiate. O să văd dacă reușesc să le folosesc pe toate. Sau cel puțin cele tăiate aș vrea să le folosesc. Și mai am aici tăieturi tot așa din șervețele. Și câteva decupaje din reviste. Și pe lângă toate acestea am luat și două materiale așa. N-am luat foarte mult că nu știu exact cât voi folosi din ele. Ca și șervețele, le-am luat pachetul întreg, așa, acestea pe care le-am luat de la Mandarin, acestea și aceasta. Am zis, o să văd dacă le folosesc pe toate. Mai am caietul acesta, din care am folosit pagina aceasta, dar mai am pagini cu flori, cu fluturași, așa că poate folosesc și ceva din acest caiet. Deocamdată n-am nicio idee exact ce voi face, dar o să văd pe parcurs. Și mai am și fluturași aceștia din lemn și iepurașii aceștia. Și pistolul de lipit, așa că să-i dăm drumul.
am această felicitare și mă gândeam că oricum nu o să o trimit ca și felicitare și poate o să o folosesc, eu știu, un jurnal sau o să văd în funcție de ce va ieși, dar mă gândeam să o modific și să pun acest șervețel care e cu Paștele și poate și acești doi iepurași. Întâi o să pun șervețelul să văd ce va ieși, dacă îmi va plăcea rezultatul. Pe a doua hârtie, că cum vedeți nu e tăiată chiar drept, dar nu am luat ghilotina la mine, așa că o să decupez, o să tai drept acasă. Mă gândeam să folosesc acest șervețel. Adică eu deja am decupat partea aceasta cu rățuște și acest șervețel și acesta. Ups.
Acum o să vedem cum arată. Am început felicitarea aceasta și, sincer, nu știu dacă îmi place. Mă gândeam că aș putea să lipesc peste resturi din acelea de șervețele, părțile acelea albe, ca să estompez dungile acestea, pentru că nu se vede foarte bine, și să refac toată chestia asta. O să văd cum dă. Oricum o să încerc să lipesc un astfel de șervețel peste, să vedem ce iese. Dar acum o să mă apuc de această lucrare și am decupat floricelele și rățuștele și rățuștele acestea. Acum, sincer, nu știu cum o să le asamblez, dar am decupat destul de multe, după cum vedeți, și nu știu exact dacă o să le pun pe toate, că nu știu exact ce intră, sau dacă voi mai decupa și altceva. În procesul ăsta e destul de complicat de spus. Decupat puișorii aceștia, i-am decupat definitiv, dar acum mă gândeam să folosesc totuși puțin acuarelă, să vedem ce iese. V-am arătat că am decupat florile acestea și mă gândeam să le pun aici, pe deasupra. Acum nu o să le pun chiar pe toate cele pe care le-am decupat. Mai decupat o floare așa, pentru că cele pe care le-am nu erau chiar ok.
pentru că se vede gaura aceasta, mă gândeam să folosesc din șervețelele acelea, din restul acelea de șervețele și să acopăr câteva locuri așa din lucrare. Oricum eu o să vin cu acuarelă peste, deci nu va influența foarte mult.
bună și bine ați revenit! Astăzi este a doua zi după ce am început să fac acele lucrări. Din păcate, aseară mi s-a terminat bateria și n-am mai putut filma finalul, dar o să vi le arăt pe toate trei. Așa arată aceasta. Și sincer, îmi place enorm cum a ieșit. Peste aceasta nu am mai intervenit foarte mult cu acuarelă. Am pus puțin gesso și doar am lipit florile acestea. Acestea le-am luat de la Jumbo. Așa că îmi place mult cum a ieșit. Mă gândeam să iau o ramă. Am văzut ceva la Pepco ca un fel de 3D. Dar când o să merg la Sibiu o să mă uit să văd dacă este pe dimensiunea aceasta. Așa arată felicitarea de Paște. Nu știu ce o să fac cu ea. Dar peste aceasta am intervenit destul de mult cu acuarelă și chiar îmi place cum a ieșit. Și aceștia sunt puiuții și peste aceasta am intervenit tot așa destul de mult cu acuarelă. Nu știu dacă, sau cel puțin e cred că a doua oară când folosesc tehnica asta șervețelului și nu prea o stăpânesc atât de bine încât să pot să fac doar cu șervețelul să iasă o lucrare completă. O să mai încerc, o să vedem. Dar da, decât acestea trei am reușit să le fac. Cealaltă hârtie pe care o scosesem, aceasta, nu mai reușit să fac nimic cu ea. Și poate o să fac ceva când ajung la Sibiu. O să văd. Că la Sibiu, de câte ori ajung, se întâmplă alte lucruri. Și vreau să vă arăt că am cumpărat câte ceva. Am luat lipiciul acesta de la Faber-Castell. A fost 7 lei ăsta. Nu știu exact cum lipește. Din păcate, lipiciul acela de la Prit, cred că era, ăla mi s-a terminat și am uitat să iau lipici de la Sibiu. Așa că l-am luat pe acesta, o să vă spun cum este. Am luat acest ulei de frezie. Îmi place mult cum miroase. Sticky notes la 3,50 lei. Pensulele acestea la 8 lei. Că am fost și la magazinul acesta de artă pentru că am căutat niște chestii și din păcate nu am găsit, dar am găsit așa carton pânzat. Acesta este, arată așa pe spate și e 24x30. Am dat 9 lei. Am luat două, dar apoi am fost la o altă librărie și am găsit cu 8 lei. Acesta este tot 24x30 și arată așa. Nu știu care e diferența între ele. Acesta la 8 lei mi se pare mai fin puțin față de celălalt. Ăsta e de la Daco. Și astea la alte, nu știu de la ce. Nu știu. Dar în fine, am luat 3 din astea. Pentru că vreau să le folosesc la scoicile acelea. Vreau să fac o lucrare cu scoicile pe care le am. Apoi, la 10 lei, am luat lumânărele acestea cu miros de vanilie. Astea mi se par cele mai puternice, care și miroase. Și mi-am luat acest, nu știu ce, eu l-am luat pe post de Pix, dar văd că scrie destul de subțire.
Și are și chestii din asta de șters. Pe asta îmi da 5 lei. 5 lei, da. Încă mai țin minte. Și cam atât am luat. Atât deocamdată. O să sper să reușesc să fac videoclipul ăsta în timp, să-l aveți cel puțin după Paște. Că eu am reușit să termin astea de-abia a doua zi de Paște, deci din păcate a durat. Dar sper că vă inspiră să faceți și voi chestii de primăvară. Așa că noi ne vedem pe data viitoare. Să aveți o seară frumoasă!